Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta din județul Mehedinți a organizat astăzi în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu o conferință pentru prezentarea proiectului de reabilitare termică și energetică a detașamentului de pompieri Drobeta Turnu Severin. Scopul acestei activități este să reinforma opinia publică prin intermediul mass media, care îi mulțumesc de asemenea pentru că este prezentă azi alături de noi, privire la implementarea unui nou proiect european pe care instituția noastră a reușit să-l acceseze. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional. Valoarea acestuia este de aproximativ 5 milioane de lei, dintre care peste 3 milioane de lei sunt din valoarea nerambursabilă din fonduri europene de dezvoltare regională. Prin această investiție se dorește reducerea consumului anual de energie primară, precum și scăderea cantității de gaze cu efect de seră prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Calendarul de activități este previzional realist, iar la nivelul unității este nominalizată o echipă de implementare, ale căror atribuții sunt stabilite, astfel încât să poată fi gestionată toată problematica pe parcursul implementării proiectului. Toate contractele adiacente sunt încheiate la acest moment, publicitate, audit financiar, consultanță în domeniul în managementul proiectului și dirigenție de șantier, actualmente fiind în curs de publicare și documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție. La această conferință de lansare a proiectului a participat și edilul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, dar și Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți. Domnule prefect, domnule primar, domnule comandant, domnule manager de proiect, stimați invitați și reprezentanții presei, în primul rând să îi mulțumesc domnului comandant că a invitat instituția pe care o reprezint la acest eveniment important de lansarea unui proiect de fonduri europene. Și chiar dacă la prima vedere s-ar putea ca dumneavoastră să vi se pară o sumă mică atrasă din fonduri europene, să știți că nu este mică raportat la ceea ce se intenționează să se facă la această clădire administrativă, iar ideea trebuie apreciată la adevărata ei valoare, motiv pentru care încă o dată îl felicit și pe domnul comandant și pe domnul manager de proiect, dar și pe ceilalți colegi ai dumnealor care fac parte din echipa de proiect. Exercițiul financiar 2014-2020, din punct de vedere al fondurilor europene, a oferit instituțiilor publice din județul Mehedinți diverse oportunități de finanțare. Și aici vorbesc nu numai de programul operațional regional, prin intermediul căruia s-a atras această finanțare, dar vorbesc și de celelalte programe, Interreg 5A, România-Bulgaria și Interreg IPA, România-Serbia, de asemenea programe operaționale pe care s-au atras fonduri importante în județul nostru, de diverse instituții publice, printre care, evident, și instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Mehedinți. Ce prin a vă felicita pentru proiect, orice bani, orice fonduri europene luați pentru comunitate sunt bineveniți, indiferent de zona, indiferent de instituție, pentru că sunt bani degeaba, să zic așa. Noi, pe ce facem noastră acum, cred că avem 4 grădinițe, 5 școli, vreo 2 licee, dar așa cum spunea domnul președinte, greu o să vă zic că de acum încolo începe. Sunt foarte multe cerințe pe această zonă. Sper să vă făcut bine lecțiile în ceea ce privește costurile, pentru că nu vorbim la licitație. Noi a trebuit să mai punem niște bani, au crescut între timp costurile cu materialele și este un proces continuu acesta de licitație, să zic așa, și o să vedeți că o să întâmpinați ceva probleme, dar sunt convins că vă descurcați. Spuneați mai devreme, așa este, avem proiecte în comun, proiecte în care suntem parteneri și apreciez apetența dumneavoastră, domnule Dragomir, pentru fonduri europene, pentru atragerea de fonduri europene, un lucru extraordinar, așa ar trebui să facă fiecare instituție, pentru că sunt bani europeni și e păcat să stea acolo, să nu-i atragem către noi. În urma acestui proiect se vor îmbunătăți condițiile de lucru pentru personalul detașamentului de pompieri din Drobeta Turnu Severin. Obiectivele proiectului au fost bine stabilite în cadrul conferinței.